Cartea Kinderland este scrisă de Ileana Coroc, o scriitoare și cercetătoare a Agenției Comuniste a României. Scris mai multe cărți precum Negrissimo, Un an în paradis, Imperiul fetelor bătrâne. Dar unul m-a uimit pe mine cel mai mult, Kinderland. Romanul se povestește din perspectiva unui copil, o lume pe care o vedem adesea, dar nu știm cum să ne raportăm la ea. Lumea copiilor lăsați singuri acasă în vremea în ce părinții sunt plecați în străinătate după bani. Naratorul subiectiv, Cristina, o adolescentă care a rămas cu frații mai mici într-un sat, sat al bătrânilor și al copiilor, îi povestește mamei despre zilele ei prin acest roman, despre plânsul după părinți care îi năpădește fără a putea fi oprit, despre copiii fără părinți care veniți la ei acasă, le mănâncă mâncarea, sau despre vecinul care le fură nisipul cu căldările și pe care nu au avut curaj să-l înfrunte singuri. Lăsați singuri cu responsabilități și probleme părintești, se adaptează unei lumi în care bătrânii sau chiar ei înșiși se pot crește. Și nu jucăriile și nici hainele nu le lipsesc, ci brațele și protecția părinților. De aceea acest roman ne-ar putea descrie un eventual viitor. Această carte este scrisă pentru adolescenții de la 13 ani sau chiar maturi. Pentru că adolescenții sunt acei ce pot conștientiza ce probleme se întâmplă în această carte. Mesajul cărții este să conștientizăm faptul că trebuie să prevenim și să ne perfecționăm viitorul în care vom trăi. Un cuvânt ce ar determina romanul ar fi cuvântul insensibilitate, ce ar determina relația dintre copii și părinți. Dacă aș da o culoare romanului, ar fi violetul, deoarece în esență violetul este o culoare a indiferenței și ar fi principala idee. Un moment al cărții ce m-a uimit a fost, citesc, stai acolo și faci bani, ne trimiți să avem de mâncare, dar nimic din ce ne cumpărăm de la magazin nu e bun. Serveanța demonstrează faptul că copiii sunt nefericiți cu banii ce le transmit părinții și vor să fie chiar cu părinții lor. Coperta este albă și cu roșu este scris titlul. Ca desen principal este reprezentată o adolescentă cu un ursuleț de pluș în mână, iar deasupra ei este reprezentată o pasăre ce zboară. Ursulețul ce îl ține ea în mână ar fi copilăria ei tristă, iar pasărea ar fi simbolul părinților ce se duc peste hotare și nu se mai întorc la copiilor. Deci, în final, vă recomand acest roman, deoarece este un roman care este descris pe perioada contemporană, tristă, ce afectează următoarea generație. În al doilea rând, este un roman ce ar ține în suspans, fiind și o carte informativă.